păsările. Hai, da. Stop, stop, tati, stop, stop! Hai înapoi. Unde era? Filmează aici. Nu, 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 nu vreau să mai mergem. Te duc, ascultă-mă, tati. Vrem acasă? Da. Nu! Ce? Ai văzut gheare de urs? Da, nu vreau să... Dar unde erau? Hai să le găsim. Nu! Hai să le filmăm. Nu! Îndepcă pe aici, prin zona Preluca. S-a auzit de urs. Și noi am venit să vedem o proprietate. Da, ne-am aventurat cam departe în pădure și am văzut și niște gheare pe jos. Așa că, Sofia... Gata, nu mai vreau să văd niciun râu în copii, hai acasă. Da, Sofia, ce frumos ai bălășit tu acolo. Dar stai să găsim ghearele alea tu. Dar o să mai jos, dar nu-s gheare, că-s numai așa niște... Nu-s gheare. Hai, Sofia, că ursul ne-a auzit și-o plecat. Nu, 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 hai acasă. Băi, dar vreau să văd acolo. Hai să numărăm pașii cât sunt de aici până la drum. Nu. Până la mașină. 1, 2, 3, 4, 5. Am ajuns la mașină într-o zonă unde cred că umblă și ursul, că am văzut ghiare de urs. Așa că de-abia așteptăm să ne suim în mașină, să ne întoarcem, să plecăm de aici și să nu mai venim niciodată. Mai venim aici, Sofia? Da! Acum 10 minute erați convinși că aici vă mutați. Sofia era foarte convinsă că dacă este râu în curte, ea vine și locuiește aici. Așa e, Sofia? Dar ți-o trecut pofta de orice râu. Mami, vezi, cum dau în spate acolo? Unde dau în spate? Mai poți veni, liniștit. Mai. Mai, poți veni. Non stop? Stai să ți-l tragi. Ai sta. Nu am cum. No, da, du-te pe lângă el, n-ai ce face, am oricum l-ai frecat. Să nu te lovești la spațiu. Ia tu ce casă acolo în groapă, uite-te la ea. Na. Uite-te tu ce casă acolo, dita mai râpă. Tu vezi ce jos e acolo? Nu trebuie să merge, dar pe mare drumul ce mere până acolo. Bun, da, dar pe tăpă râpă. Da, așa nu-mi place. Nu vreau să locuiesc aici în zona asta. Lasă bine la mine sat. Salutare, dragilor! Eu sunt Andreea, aici e și Daniel. Suntem orășan la țară și împreună avem o gospodărie foarte frumoasă în Maramureș. Dar pe noi din când în când ne apucă așa o febră, un fel de gârgăuni. Pentru că noi de când am pornit în viață împreună, noi doi, am mers așa pe un curs, un stil de viață în care tot timpul ne mutam dintr-un loc în loc. Prima dată ne-am căsătorit, am locuit într-un loc, apoi ne-am mutat în Anglia, în Anglia ne-am mutat în mai multe locuri, apoi din Anglia am venit înapoi în România și am stat o vreme la apartament, de la apartament la casă, ne-am adaptat la casă, am mai cumpărat o gospodărie și parcă ceva ne atrage la stilul ăsta de a ne tămuta sau a... E, nu-i mutatul, că ne-ar plăcea o gospodărie mai mare unde să poți să te închizi mai bine cu animalele, eu... să-ți lucri mai ușor pământul. Eu tind să cred că e și un entuziasm, o adrenalină, așa, wow, aici e fain, aici e altfel, aici e diferit, vrei o schimbare, vrei...
Și din când în când, așa odată la câțiva ani, ne tot apucă febra asta și începem să căutăm pe internet gospodării, terenuri, ce putem noi să schimbăm. Dar cred și... că cum relatezi tu problema, e ca și cum nouă nu ne place unde suntem, dar de fapt... Păi, dacă începem să căutăm pe internet proprietăți, înseamnă că nu suntem mulțumiți. Pentru și... că ne dorim ceva mai mare un pic. Nu e vorba că nu suntem mulțumiți, ci e vorba că ne-am obișnuit ca din când în când să trecem prin schimbările astea și atunci noi așa suntem obișnuiți. Dar ne vin mințile la loc că uite chiar acum... Am fost undeva și ne-am Sofia... luat la drum, ne-am luat la drum să vedem o proprietate foarte faină, tot așa într-un cătun, foarte retras, la un kilometru de asfalt, în mijlocul pădurii, cumva, într-o vale, trece valea prin mijlocul curții, casă mare, șură, moară, tot felul de acareturi. 7 hectare de teren, că de fapt asta ne-a exact, asta ne-a atras foarte tare pe noi, faptul că a fost sau îi un loc mult mai mai larg. Numai că e mult mai larg și mult mai abrupt, că-s dealuri din alea, uite așa. La noi sunt dealurile cam așa, un pic de inclinație, dar aici simt, ia șeni, dublu, triplu ca la noi. Am vrut să luăm camera cu noi să filmăm și am luat-o, dar problema e că nici măcar n-am mai ajuns la proprietate, din cauza că pe drumul înspre acea proprietate am găsit urme de urs. Și când am găsit urmele de urs, vă arătăm pe Sofia cum a făcut. Așa că nici nu ne-am mai dus până acolo, ne-a fost prea frică și eram cu copii, n-avea rost să ne punem în primejdie. Ne-am luat și ne-am dus înapoi la mașină și pe drum către casă, că Doamne, bine e acasă, Doamne, frumos! Da, păi fain acasă la noi, că mergi și te uiți la gospodăria altora, a cățat-e pe câte un colț de deal. Uitați-vă acolo, colț. Și uită-te acolo câte o... Sigur că peisaje și aventură și frumuseți, dar te mai faini acasă. Lasă-o încet, că vreau să filmez acolo cu Moze Sofia. No. Foarte frumos, suntem în la ieșire din Preluca Nouă. Deci suntem în Preluca. În Preluca am vrut să vedem gospodăria. Care era, apropo, la un preț foarte, foarte bun, în jur la 59.000 de euro negociabil pe o suprafață de 7 hectare cu un pârâu prin mijlocul curții. Dar, cum spuneam, e teren foarte accidentat, abrupt, retras, fără conexiune la rețeaua mobilă, fără și mai ales cu ursul pe drum. Când o văzut Sofia, gata, hai să merem. O zis că n-am văzut ursul. Doamne, fer să-l și vedem, că ne-am pus părăgnit cu ceva timp înainte, dar am și văzut urma de urs, că o ploase recent și era noroiul moale pe drum și era urmă adâncă de urs și cu gheare, aia nu era nicio îndoială pentru noi că a fost urmă de urs, așa că am făcut cale întoarsă și merem liniștiți la căsuța noastră. Între timp ne mai uităm aici la peisaj, așa că vă ducem cu noi să vă arătăm și partea asta mai deluroasă a Maramureșului, despre care noi știam că în Preluca avem ceva vânători vecini pe acolo cu care am povestit și se spusese că în Preluca s-au auzit de urs. Și chiar am întrebat un vecin pe drum încoace, a zis că da, în zona asta, zice, o adus, aia o aruncat. Probabil, eu știu cine se ocupă cu chestia asta, au adus și porci mistreți în zonă, zice omul, zice că s-o grămadă și urși, sau de vorba că i-au adus și eu plasat aici, în fiind zonă mai retrasă și mai nu știu cum. Zicea că fac și prăpăd în porumb, deci treburile sunt destul de grave. Și stai, atunci... Și bineînțeles că atâția porci mistreți care sunt și nativ în zonă, fiind o zonă foarte deruroasă cu multe râpe, și mai și aduși alții din alte părți, au zis că culturile de porumb sunt grav distruse și afectate. Na. Noi am venit așa într-o plimbare, dar ne-a trecut cheful de plimbare. Mergem acasă și ne vedem de animalele noastre. Hai, fii!
Acolo, eu fai. Mamă, când vreau să-i bag de jetul în gură, apoi nu mai bag. Nu mai bag. Și de terenurile noastre, dar e entuziasmant, e așa un pic de adrenalină, de... Adrenalina când am văzut urma de urs. Apropo, poate sunteți din Maramureș și știți un vecin, o vecină care vinde o casă, o gospodărie mai mare. Nu ne interesează neapărat casă, dar ne-ar plăcea un teren mai mare de măcar 2, 3, 4, 5 hectare, unde să ne putem întinde mai bine cu animalele și să lucrăm mai mult pământ. Că asta ne-ar plăcea, să fim mai mari, mai gospodari pe proprietatea noastră. Chiar dacă ar trebui să vindem la, eu știu, una dintre gospodării, una dintre case, dar să avem un loc mai bine legat la oaltă. Ia uite ce frumos e aici, coborâm deja spre Buteasa. Și la fel, pustiu, pădure, câte o casă înfiptă pe aici colo, ia. Înfiptă în râpă. De-abia aștept curbele alea. Nu mai mergem acolo. Nu mai merg pe acolo. Uite gospodarul ăsta ce de depozit de mălai are aici. Visul tău, Daniel, să ai și tu o cotarcă așa unde să-ți depozitezi. Da, cotarcă de 14 metri lungime și de 3 metri jumate înălțime. Nu ăsta visul meu. Frumos, îs norii, fii atent ce pufoș îs. Foarte, foarte drăguț. Știi ce fain se vede? Da, da. Parcă e o pictură, pur și simplu. Am și cât de frâne de motor și mai frânez din când în când. Baia mare pe unde o luăm? Aici nu avem nicio tablă. Cred că pe aici. Ce? Nu, aici poate că mi-ar plăcea că e mai plat un pic aici pe vârfuteale, dar ci și când suflă vântul te mută cu tătul. Așa, e altă altitudine. Aia cred că e Șoncuta Mare. E și ce? Șoncuta Mare cred că e aia. Păi e destul de mare. Thank you.
capăt drumului. Baia mare, în stânga, dreapta. Uite, baia mare.